Cel puțin 11 oameni au murit, iar alți 37 au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui supermarket din orașul ucrainean Constantinovka, situat în regiunea Donetsk. Atacul s-a produs în plină zi, când atât în interior, cât și în preajma magazinului se aflau mai mulți oameni. Autoritățile susțin că numărul victimelor ar putea crește, deoarece mulți oameni sunt încă prinși sub dărâmături. Ребят, прими. Сюда заходим. Раз находимся на месте обстрелов в Константиновке, требуют пошуково-рятувальные работы. Potrivit estimărilor preliminare, pe lângă supermarket au fost avariate 4 case de locuit, 9 magazine, un oficiu poștal, o spălătorie auto și 12 mașini. Atacul s-a produs în timp ce armata ucraineană avansează tot mai mult în regiunea rusă Kursk, luând sub control un sat după altul. Peste noapte, cu ajutorul dronelor, a fost incendiat un aerodrom militar rus din Lipețk. Sursele serviciului ucrainean al BBC susțin că, în momentul atacului asupra aerodromului, acolo se aflau câteva 10 de avioane de luptă, elicoptere și depozite în care erau stocate peste 700 de bombe ghidate. Din imaginile postate pe canalele de Telegram poate fi observat că în urma atacului la aerodrom s-a produs o detonare în lanț. Aerodrom, vezi, garit, gleani, tam ce tvoriți. Vineri dimineața au apărut imagini pe rețelele de socializare în care se vede un convoi militar rus înfrânt în apropierea satului Octiabrskoe din regiunea Kursk. Se pare că cele aproximativ 15 camioane militare transportau un batalion de infanterie. Potrivit estimărilor preliminare, sunt 26 de morți și peste 100 de răniți. Coloana a fost atacată în cursul nopții. The Insider scrie că șoferul care a filmat convoiul militar rusesc în flăcări a fost reținut de FSB. Potrivit publicației Maș, autoritățile ruse vor să-i deschidă un dosar penal privind spionajul, întrucât șoferul a trimis imaginile filmate canalelor ucrainene de Telegram. La interogatoriu, bărbatul de 48 de ani ar fi declarat că pentru publicarea imaginilor și alte colaborări i s-ar fi promis bani și, în perspectivă, cetățenia unei țări NATO. Kremlinul a clasificat vineri situația din Kursk drept o urgență cu caracter federal. Conform unor informații, Kremlinul a fost nevoit să cheme contingentele militare ale grupului Wagner dislocate în Africa pentru ca acestea să ajute la apărarea regiunii Kursk. Presa din Rusia raportează că Moscova trimite pe frontul din regiune tot mai multă tehnică. Прямо сейчас из Курска на наши позиции идет очередная партия военной техники. Сейчас вижу и самоходные артиллерийские установки, и бронемашины. Все для того, чтобы укрепить позиции наших бойцов, которые прямо сейчас выбивают из Курской области формирование ВСУ. Din regiunea Kursk sunt publicate numeroase informații, dar majoritatea dintre ele nu sunt verificate, iar imaginea completă cu ceea ce se întâmplă rămâne neclară. În plus, situația de pe front se schimbă rapid. Potrivit estimărilor Forbes, până la 10.000 de militari ucraineni participă la ofensiva din Kursk. Sunt implicate cel puțin 3 brigăzi ale forțelor armate ucrainene, numărând până la 2.000 de persoane fiecare, plus personal auxiliar. Canalele rusești de Telegram susțin că armata ucraineană a desfășurat în Kursk de la 5 până la 8 brigăzi militare.